aflăm la intrarea în localitatea Haragâș, aici, de unde, la o distanță de circa 5 km, se află locul în care cândva a fost o veche mănăstire. O mănăstire care astăzi nu mai există, dar dorind să cinstească locul aflării vechii mănăstiri, creștinii au amenajat astăzi acolo o răstignire. Către acest loc intenționăm și noi să ne îndreptăm astăzi pentru a cunoaște mai multe despre această mănăstire, pentru a cunoaște mai multe și despre continuatoarea acelei sfinte mănăstiri care a existat atunci, mănăstirea Cociulia de astăzi. Dar înainte de a merge acolo, vom trece și prin biserica din localitatea Haragâș pentru a cunoaște și istoricul respectivului sfânt locaș. Localitatea Haragâș din Cantemir, cu cei peste 1000 de locuitori ai săi, este un sat de oameni nevlavioși, care în momentele lor de tihnă au alergat la Dumnezeu pentru a împărtăși bucuriile și tristețile. Biserica din Haragâș este locul care îi adună pe creștini la sfintele slujbe. Este un edificiu în care, pe timpul sovietic, s-a aflat o structură administrativă a acelor timpuri care era departe de Dumnezeu. Dar așa cum Dumnezeu sădește în inima fiecăruia dintre fiii săi, chiar și rătăciți, gând bun ca să se întoarcă spre el, edificiul a ajuns să fie unul în care se aduce laudă lui Dumnezeu. Și mai mult decât atât, un sfânt locaș în care atunci când se slujește Sfânta Liturghie, Hristos se jertfește pentru păcatele oamenilor. În biserică se oficează un tedeum de mulțumire după Sfânta Liturghie. Ziua în care am ajuns la Haragâș a fost ziua Sfinților Împărați Constantin și Elena, patronii spirituali ai multor locuitori din Haragâș. În preajma localității Haragâș, cândva s-a aflat o mănăstire, a cărei succesoare este astăzi mănăstirea Cociulia. Rugăciunile călugărilor și însăși vecinătatea cu acest sfânt așezământ a făcut ca locuitorii satului să pătrundă în esența frumuseții legăturii cu Dumnezeu. Iată de ce un sfânt locaș în localitatea lor era o necesitate la fel de importantă ca și multe alte necesități, precum hrana sau apa, de exemplu. De asta au amenajat cu grijă acest sfânt locaș, pentru ca ori de câte ori vor veni aici să ia hrana cea pentru suflet și apa, din care, dacă bea cineva, nu însetează niciodată. Astăzi ne aflăm în biserica cu hramul Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din satul Haragâș, raionul Cantemir. Această biserică, pe vremea comunismului, se ținea adunările de partid, se făceau aici, dar de începând în anul 1998, cu ajutorul oamenilor, s-a deschis această Sfântă Biserică și de atunci, din nou, 1998, se slujește Sfânta Liturghie în fiecare duminică și sărbătoare. Prin biserică au trecut mai mulți preoți, printre care primul paroh a acestei biserici, Părintele Ilie, mai apoi Părintele Samuil, care astăzi se află la mănăstire, și iată nevrednicul eu de câteva luni. În satul acesta a mai existat biserică, a mai fost biserică. În anul 1810 a fost, în documentele istorice, se găsește scris despre acest sat Haragâș și despre biserica acestui sat. Practic, Haragâș a avut biserică. Prima bisericuță a fost o bisericuță de lemn, făcută de boierul care locuia aici. Ea a fost în centrul satului, puțin mai la vale a fost.
Pe parcurs i-a luat foc și a ars și s-a făcut o pauză. N-a fost biserică, oamenii au fost nevoiți să meargă la slujbă prin alte sate. Ne îndreptăm în inima legendarilor codre ai Tighetiului. Avem de parcurs circa 5 km din satul Haragâș, prin Codru, până la locul spre care ne îndreptăm. Este un loc îngrijit astăzi cu sfințenie de localnici, un loc în care, ca semn al biruinței, credinței și rugăciunilor care s-au înălțat aici, este însemnat cu semnul crucii, pe care l-au înălțat spre slava lui Dumnezeu creștinii din împrejurimi. La circa 5 km de localitatea Haragâș, raionul Cantemir, nu departe de satul Capaclia, și la circa 7 km de locul actual al mănăstirii Cociulia, se află și această poiană, unde ne aflăm noi în aceste momente. Aici, în poiana care se află în locul numit Sabanu, în codrii Tighetiului, descoperim și această răstignire. Este un semn că pe timpuri aici a fost un sfânt așezământ. Este un semn că pe timpuri aici a fost Sfânta Mănăstire cu hramul Adormirea Maicii Domnului, a cărei continuatoare este astăzi Mănăstirea Cociulia. Am venit în aceste locuri pentru a cunoaște mai în detaliu istoria mănăstirii. Am venit în aceste locuri pentru că, așa cum ne va spune și Părintele Ilie, fost stareț al Mănăstirii Cociulia, chemați de rugăciunile călugărilor care sunt înmormântați aici. Din păcate, locul acesta este împânzit astăzi de tufișuri, dar mai în interiorul pădurii se pot observa ruinele vechii mănăstiri. Deși o bună parte din ruinele vechii mănăstiri stă ascunsă în desișul codrilor, a cărui defrișare ar însemna aprobări speciale de la unitatea silvică, creștinii au găsit forțe pentru a amenaja acest loc și a-l întreține, iar la vreme de restriște vin aici, aprind candela, îi pomenesc pe viețuitorii mănăstirii din acest loc și se roagă, pentru ca ei, de acolo de unde sunt acum, să-i protejeze cu rugăciunile lor, așa cum au făcut-o atunci când viețuiau în aceste locuri. Aici a fost Mănăstirea Adormirii Maicii Domnului mulți ani în urmă, 200 de ani, dacă nu și mai mult. Și în timpul foamete, în timpul când foamete au fost, căsuța și bisericuța s-au păstrat. Noi venim, eram copii mititei, venim și ne închinam, erau niște buruieni agriși, macriși, țelacuri. Și venim și mâncam și nișem, după aceea nișem la fântână, la fântâna dânilor, beiem apă, întoarcem înapoi, iar ne închinam, aprindem candela. Și încoace când a fost Partidul Comunist, s-a dărmat, o dărmată cu buldozerul, ce a fost aici. Și încoace de acum, când s-a apucat să facă mănăstirea la Cociulia, eu umblam la biserică la Capaclia.
Și era un moșneag, moș Pavel Călugăreanu. Mi-a luat de vorbă, moș Pavliță, că acolo, mai știi mătale locul unde? Zic, știu. Și încă mai este un om, moș Timofti Jorovlea, de Haragăș. Tot eu uitasem de acolo unde. Și a venit cu dânsul cu moș Timofti așa la Jorovlea și cu economii de Onis. Am venit aici și am venit în locul ăsta. Așa și ne-am hodinit aici, am stat la masă și am făcut o mică acafist, șetit Dionisă. Și după aceea m-am dus eu acasă și m-am gândit eu. Avem un naș anio, moșul Ion Carp. Și cu fratele Pavel punem să ridicăm o cruce aici, o răstignire. Și rășit am făcut, ne-am dus la, m-am dus la Lărguța, la Pilăra, m-am dat zacaz de cruce, de lemn, am făcut un haragâj, am cumpărat icoană, eu cumpărat-o, părintele Samuel. Eu mai am una, dar am la răpa la stan, părintele Ilinio Sfințit-o. Și după aceea am făcut-o, am așezat, am pus postament, când am pus postamentul ăștia, când am săpat, am găsit sub dânsa, am găsit o seminte. În pământ acolo, în năsip, am găsit multe oase. Noi avem basmau, eu și le-am băgat în basmalut și le-am pus la loc, sub cruce. Și apoi am venit și am sfințit-o. Și de atunci, între una, venim când putem, când avem posibilitate, venim, facem curățenie, venim, ne închinăm și avem grijă. Dacă ne-am luat crucea, trebuie să o ducem până la urmă. Nu departe de locul vechii mănăstiri se află și o fântână, numită Fântâna Zânelor. O fântână din care viețuitorii vechii mănăstiri cu siguranță se alimentau cu apă. Locurile de aici sunt cu adevărat pitorești și ascund în interiorul codrilor o oază de liniște pe care altădată și-au ales-o călugării de la vechea mănăstire, pentru ca, departe de lume, să se apropie mai mult de Dumnezeu. Cele mai, așa, de sfințenie sufletului haragâjenilor era satul, împrejurimile lui, de mănăstirea din Codrii Tigheci, cum îi spunem noi. Eu personal prea târziu am aflat, venind aici ca profesoară de istorie, chiar din primul an am organizat o excursie, haidem să vedem unde e mănăstirea, vechea mănăstire. Când am venit, ne-au spus că este Fântâna Zânilor, dar trebuie să mergem acum, într-adevăr noi am venit pe o cărare bătută, dar atunci nu era. Chiar de ochii lumii era tot așa ascuns, cred că ca să pătrundă numai oamenii sau puritatea, adevărul, sau să-i curățe pe oameni, să devină mai sufletiști. Și într-adevăr, apropiindu-ne de Fântâna Zânilor, bând apa acestei fântâni, te simți parcă așa cu aripi renăscut. Uite, și nu vii sete de apă chiar dacă mergeți o distanță mare, fiindcă parcă atât ține ea sați. Fântâna Zânilor, noi zicem că e a zânilor, dar e vorba de o singură zână din părțile locului, fată tânără, care îndepărtându-se de lumea aceasta așa plină de moravuri mai necreștinești, și-a găsit poate aici ea ascunziș, dar fiind urmărită și omorâtă, în locul unde avem acum fântâna, chiar se spune că aici a fost ea omorâtă și a izbucnit din senin acest izvor. Localnicii, iată, din satele Capaclia, Haragâj, aici au început întâi așa ca un izvoraș mic. Mai târziu au început chiar să-i construiască fântâna, dar noaptea, personal, nu vin așa, ea că e periculos la auzul, numai că aici sunt parcă așa niște duhuri rele sau poate protectoare care nu dau voie să pătrunzi aici, dar noaptea se văd doi ochișori
căprui din fundul acestei fântâni, dar nu sunt altceva, poate ochii acelei fete Zâne, care au venit să o deplângă pe urmă surorile, și de atâta de acolo le spunem că e fântâna Zânilor, au venit surorile să o deplângă și sunt două izvoare. Adică sunt poate acei ochi plini de lacrimi ai fetei care s-a despărțit de viață de tânără și nu a putut poate să realizeze menirea ei pe pământ de a întemeia o casă, a crește un copil și a sădi un copac. Dar amintirea despre ea, eu cred că rămâne pentru toți locuitorii și pentru cei care vin să ne viziteze locurile. Și tuturor le zicem că cei care vin la Haragâj, dar nu vin să vadă locurile vechii mănăstiri și fântâna Zânilor, se pare că nu au văzut nimic. Mănăstire veche, cu toate că numai ruinile ei, dar prin ani izvorăște această fântână cu apă limpede, curgătoare și care ține la drumul mare pentru fiecare călător. La anul 1997, nu departe de locul vechii mănăstiri de lângă Haragâș, la circa 7 km, mai aproape de localitatea Cociulia, s-a înființat o nouă mănăstire, care astăzi este cunoscută ca Mănăstirea Adormirea Maicii Domnului sau Mănăstirea Cociulia. Inițial aici s-a slujit într-un vagon, iar în loc de chilii era amenajat un cort în care viețuitorii mănăstirii își găseau adăpost. Râvna pentru cele sfinte a monahilor a rodit în acest binecuvântat așezământ, unde astăzi își alină sufletul sute și mii de credincioși care caută răspuns la întrebările vieții și râvnesc să afle binecuvântarea lui Dumnezeu. Mănăstirea Cociulia este succesoare de drept a vechii mănăstiri, care, se spune, era un loc de popas pentru călugării ce mergeau de la Mănăstirea Neamț spre Noul Neamț și se opreau aici pentru a se odihni. La redeschiderea noii mănăstiri s-a ales un alt loc din motive care au ținut de diverse aprobări și circumstanțe care, din mila lui Dumnezeu, au făcut ca Mănăstirea Cociulia să fie redeschisă în locul amplasării de astăzi. Pentru mine este o onoare foarte mare să mă aflu pe acest loc sfințit în care a fost mărturisit de bunii noștri, de părinții noștri, în care nu pot să spun decât să moștenirea cuvântului a părinților mei și a buneilor, că pe locul acesta a fost întemeiată o sfântă mănăstire care prin cuvântul și mărturisirea buneilor a părinților a fost o trecere a călugărilor de la Piatra Neamț la Nou Neamț. În locul acesta, se spune, și căutând multe dovezi la călugări mai bătrâni, la oameni mai vârste din satele vecinate, se spunea că era o trăire aspră a monahilor în inima acestui codru. Simonacii, văzând frumusețea acestui codru, rămâneau pentru totdeauna în mănăstirea, în schitul în care, deci, acum ne aflăm în ruinile lui. Mănăstirea are și până în ziua de azi trăiește doar numai cu amintirea și cu suferința care au trăit-o părinții și bunii. Apucând așa din copilăria mea,
doar o chiliuță în care era rămasă și vineau urmașii care nu au dat voie chiar de tot să se distrugă acest sfânt locaș. Este icoana prezentă în Sfântul Dumnezeu, crucea se află în cimitirul din satul Căpaclia, care au dovedit să mai apere ceva din această chiliuță. Locul în care ne aflăm, schitul, deci a fost ceva miraculos. Când venim în locul, deci sunt multe păieni în codri Tighecelui, dar când venim aici, noi ca copii, nu putem să facem jocuri copilărești. Ne oprea cineva, doar ne punea numai pe gânduri. Asta o mărturisesc din copilărie mea și până în ziua de astăzi. Mult mă doare sufletul și inoriașii acestor sate, Lărguța, Căpaclia, Hrăgâjul, care este satul natal. Ajungând la mănăstirea în care astăzi se află înlocuitoare acestei mănăstiri, acestui sunt locaș, din cauza că nu s-au reușit să se construiască mănăstirea în locul de baștină, dar s-a construit o leacă mai la răsărit, mai aproape de lume, că să fie mai ușor creștinilor să vadă ceea ce este în inima acestui codru. Deoarece mănăstirea a fost totdeauna împrismuită și ocrotită de rugăciunea acestor monahi puternici, în care aici sunt și mormintele, cu părere de rău s-au împuizit așa cimitirul, dar în locul acesta, dar s-a făcut o cruce și este dovadă în care s-a spus că s-au găsit osemintele celor care au viețuit în mănăstire. Aș dori ca mănăstirea să revie, măcar o chiliuță să fie iarăși din nou amintirea părinților, străbuneilor, buneilor, să se mai aprindă candelă lângă această cruce care este dovadă acestui sfânt locaș. În sânul codrului, aici ne cheamă totdeauna rugăciunile acestor monahi care se află sub cruce de piatră, care dovedesc trăirea monahismului în sudul Republicii Moldova. Locul pe care l-au ales primii viețuitori ai mănăstirii din codrii Tighecului este locul care alină atât setea fiziologică prin fântâna de aici, dar și setea sufletului, setea de a lua exemple duhovnicești, de urmat. Aici, exemplul înaintașilor noștri ne oferă pilda cea din care trebuie să luăm și noi câte ceva. Exemplul lor de credință vie și lucrătoare, făcută cu multă râdnă duhovnicească și binecuvântare de sus, rugăciunea călugărilor din aceste locuri s-a îndreptat ca tămâia înaintea lui Dumnezeu, invocând ajutorul cerului pentru realizarea faptelor mărețe ale sufletului. Iar peste ani, ajutorul acesta continuă să coboare către sufletul creștin, căci, cu siguranță, și pentru rugăciunile înaintașilor noștri, Dumnezeu se milostivește spre noi. Plecând din localitatea Hrăgâș, suntem cu gândul împăcat că am vizitat un loc foarte frumos și un loc în care rugăciunea a fost primordiala preocupare a celor care au locuit acolo. A fost primordiala preocupare a călugărilor care au viețuit în această sfântă mănăstire și s-au rugat nu doar pentru cei de atunci, ci pentru cei care vin, adică și pentru noi. Am aflat la fața locului că astăzi există mai multe proiecte care ar prevedea reamenajarea în același loc a unei mănăstiri. Sperăm că ele își vor găsi împlinirea cu ajutorul lui Dumnezeu.